Nu! Pa da! What? Astăzi jucăm Stumble Guys și după cum ați putut vedea și din titlu, astăzi o să vă arăt cum puteți să o luați o specială gratis în Stumble Guys. Ei bine, înainte să trecem la treaba aceasta, hai să anunțăm abonatul zilei de astăzi. Chiar pe ecran acum apare Tudor, care a lăsat 3 comentarii consecutive, diferite chiar, și asta trebuie să faceți și voi dacă vreți să apăreți în următorul video, iar eu o să aleg poate chiar o persoană, poate chiar mai multe, cine știe, asta depinde de voi. Să vedem, în primul rând trebuie să dați like neapărat și să lăsați 3 comentarii diferite. Dacă vedem mai multe comentarii și mai multe like-uri, poate o să alegem, cine știe, poate chiar 3 persoane. Dar momentan hai să-l alegem doar pe Tudor, pentru că este prima oară când v-am zis treaba aceasta și Tudor este primul abonat care apare în această oarecum serie, să zic așa în ghilimele, dar nu e nicio serie, în acest format de început de videoclip și așa. Deci, like, subscribe și 3 comentarii consecutive diferite, cum a scris și Tudor, vedeți aici, puteți să scrieți diferit, dar este un exemplu bun ce a scris Tudor aici, deci, acum hai să trecem la episod să vedem, avem noi aici, hai să vedem ce este pe shop în primul rând, dacă intrăm pe shop, noi putem să vedem aici, deci este Ruby Wheel-ul, este Limited Time Wheel-ul, avem și spin-urile astea două pe care o să le deschidem chiar acum, Epic Skin-ul n-am cum să-l iau, n-am 35 de astea, dar... Hai să vedem ce mai avem noi aici la Stumble Base. Deci la Stumble Base câte avem? Avem două chestii de astea. Vreau să ajung eu să-l fac pe tot. Ar fi super tare dacă aș putea să-l fac pe tot și așa. Și mă gândeam, bă, am făcut și 115 gemuri. 115 gemuri pe care le-am făcut gratuit oarecum. Și mă gândeam, bă, ce să deschid? Ruby Wheel sau Limited ăsta? Și eu zic că mai bine deschid Ruby Wheel-ul, deoarece la Limited eu deja am Grid Iron-ul, Grid Iron-ul. Cum se numește? Grid Iron, da, cred Grid Iron, nu mai știu. Nu știu, spuneți-o acolo în comentarii cum se zice. Exact, cred că Grid Iron, parcă așa, în fine, nu mai contează asta, hai să începem cu primele două spinuri și după vedem, aici n-are cum să pice specială, parcă nu, sau poate pică special, habar n-am, nu, nu cred, cred că maxim legendară poate să pice de aici, dar hai să vedem, cine știe cum ne pică legendară bună, like, subscribe, mamă, am crezut că ați dat toți like și subscribe și am zis gata, pică, bă, dar măcar ne-a picat belgeanul ăsta, Thomas Score, ok. Al doilea free spin acum, hai să vedem băieți, hai să vedem băieți, spuneți-mi ce ați făcut voi astăzi, cum a fost ziua voastră, cum a decurs ziua voastră până acum, dacă sunteți fericiți și toate lucrurile astea, avem 3 stumble tokenuri, 26 în total acum și acum, bă, deschid asta, hai că le deschid și pe astea, sincer, pentru voi așa pe ecran, acum pe acest videoclip, prima oară, ia fiți atenți. Opa, pot să deschid și Epic skin-ul, deci este forță rău acest video, chiar avem multe de deschis, dar avem și random skin-ul ăsta, Common or Better, hai să vedem, e un free spin, ceva de genul, hai să vedem de aici, da bine, că aici e doar cu skin-uri, asta e toată treaba și hai să vedem ce ne pică, ne pică ăsta, bă, dacă se mai zicea puțin două de alea, era mișto, dar, în fine, Disco Daryl, Daryl, ceva de genul, habar n-am. Ok, ce mai avem la următorul, tot așa un ăsta, poate îl facem acum, putem să-l facem acum, poate, nu știu. Apa, s-a băgat și Super Bowl Scramble aici la ăsta. Ok, interesant eventul ăsta. O să intrăm în el. O să intrăm în el să vedem despre ce este vorba. Eu ziceam să intru la laser, deci, dar văd că s-a băgat și ăsta. Despre ce este vorba în el? Este ceva diferit sau sunt de-astea normale? Nu știu. Hai să vedem. Primul oară, acum, hai să trecem la partea mai interesantă. Ruby Wheel-ul acesta. Deschidem și noi. Luăm și noi Ruby Cupidul ăsta. Cum ar fi, băieți? Dați acolo un pumn butonul de like, cine știe cum îl luăm, poate avem șanse, cum am avut și la Grid Iron și la Frozen Valkyrie, după cum puteți vedea aici. Le-am luat dintr-o lovitură, cum s-ar spune, dintr-un singur spin. Am dat 115 gemuri, cum era așa. Și da, hai să deschidem, nu, prima oară deschidem Epic skin-ul, lăsăm la urmă Ruby Wheel-ul și hai să vedem ce ne pică din Epic skin-ul acesta, băieți, hai să vedem, bă, ne pică și nouă ceva, ar fi ceva să ne pice, bă, legendar, măcar dacă nu specială, dar nu vreau epică, sau dacă e epică, să fie ceva șmeche, dar, du-te, mamă, mi-a mai făcut așa odată, dar, ia câte de-asta avem acum, nu, 16 aia, acum, hai să trecem la Ruby Wheel și să sperăm că ne pică Ruby Cupid și da, practic, asta este treaba, cum am zis la început, cum să iei o specială gratis în Stumble Guys, avem acest Ruby Cupid Wheel, așa, și avem aici 110 gemuri, 4% șanse să ne pice speciala, iar eu gemurile astea le-am făcut pe gratis, adică n-am dat bani, n-am făcut nimic și hai să vedem, Doamne ajută, băieți, hai să vedem, țineți-mi acolo pumnii, hai Doamne ajută, ia, stai, închid ochii, când s-aude mai încet, îi deschid, 3, 2, 1, și... Doamne, bă, de data asta n-a mers, bă, da,
Chiar e interesant ăsta. Ce caradios e ăsta. Bă, dar de data asta n-a mers, doamne. Bă, deci mie nu mi-a picat Ruby Wheel. Înseamnă că n-ați dat acolo pe butonul de like. Nu știu, poate mai deschidem altă dată dacă văd susținere cât mai mare din partea voastră până se termine acesta. Poate facem roșii, facem mai multe gemuri și deschidem încă o dată și... A, din păcate a fost fail total. Bă, dar cât să mai fie cursul ăsta al meu de... Să-mi pice și Frozen Valkyrie și Gridiron, să-mi pice de două ori la rând, adică dintr-o singură lovitură și a treia oară să-mi pice și Ruby Wheel-ul. Ar fi fost prea frumos, sincer. Ruby Cupid, pardon. Ar fi fost prea frumos să fie adevărat. Dar, nicio problemă. Hai să intrăm și noi la Super Bowl Scramble. Ne jucăm cu skin-ul acesta, că e caradios, așa e ca lumea, sincer. Și hai să vedem la Super Bowl Scramble care este faza cu el. Ok, uitați albinuța. Ia să vedem Super Bowl Scramble, intrăm aici în match, hai să vedem, poate câștigăm meciul acesta, sunt 3 runde mi se pare, din câte am văzut eu mai devreme, parcă 3 runde erau și hai să vedem, dar nu cred că e nimic diferit, habar n-am, nu știu ce s-a băgat ăsta ca event, habar n-am sincer, ce oare o să se scoate la un moment dat, nu știu ce să zic de ce la event, habar n-am, dar hai să vedem, trece și noi pe aici frumos, trecem așa pe aici, bam bam bam, suntem primul momentan, hai să vedem, ne calificăm primii, suntem primul la calificare aici, chiar primul vreau. Să mă calific, ok, merg așa frumos, lejer, bam, 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 să nu mă lovească astea pe aici, bă, plecați de aici, bă, dă-te de aici. No, a, gata, hai că a fost bine, a fost bine, a fost bine și, mă duc, chiar primul, bă, băieți, m-am calificat primul și oare cât timp am făcut, că așa de repede, sincer, nu știu, dar acolo mare like, băieți, dacă n-am luat acel skin, acea specială, măcar hai să câștigăm aici, ne-am calificat primul, poate avem o... șansa cât mai mare să ne calificăm și să facem aici să farmăm cât mai mult, că cu eventurile astea de laser, deci de toate astea așa, poți să farmezi foarte mult coroane, poți să farmezi și acolo la Stumble Pass, să faci multe de astea și da, chiar este interesant, chiar este super tare. Ok, uitați-l pe Roclau. Roclau, ești român, cred, adică dacă de-aia scrie Ro, dacă ești aici, lasă un comentariu acolo, eu sunt Roclau și o să-mi dau eu seama și o să-i pui pe ceilalți în dificultate. Bă, dar de ce zice... Eu sunt Roclau, adică pentru ce, așa, și pentru ce zici, adică care e faza, ia stai să mă uit la tot videoclipul, știți, ați prins o idee, lasă că nu mai zic că m-am încurcat de tot acum, dar aia nu-i nimic, hai să vedem dacă ne calificăm acum primul, nu cred că mă mai calific primul, că nu mai fost în prima linie, a, da, clar, nu mai ajung primul, dar, opa, te rog, lasă-mă, ok, hai să mergem așa, bun, ok, bun, băieți, hai să facem ceva pe aici. Bă, da, pot să mă lovesc eu de mai multe ori în astea? Nu știu, vreau să mă mai lovesc de 3 ori, pe bune. Hai că da, hai că vreau să mă mai lovesc dacă e. Vreau să nu mă mai lovesc, că m-au omorât astea destul. M-au lovit destul astea acum. Și nu cred că mă mai cal... Ba da. Sau? Ei, nu. Doamne, bă, de ce? De ce a fost ghinionul ăsta la mine, băieți? Bă, de ce am avut ghinionul ăsta, sincer? Dar, nu știu. Ia să vedem. Să intrăm și la laser dash, hai mă că intrăm și la laser dash, cred, ia să vedem, avem pe aici astea așa și pe aici nu mai am nimic de deschis, ok, hai să intrăm și la un meci de laser dash și să vedem care este faza pe laser dash, ce putem face, măcar aici să câștigăm, ar fi super tare dacă am putea câștiga meciul acesta de laser dash și hai să vedem, 32 de persoane au intrat, bă, de ce nu ne bagă? Ok, hai să vedem și prima rundă de laser dash, hai să vedem dacă putem face aici win. Să câștigăm și noi runda asta, să mergem mai departe, cine știe, poate face și noi win la laser dash, dacă la Super Bowl. Bă, la Super Bowl am început bine în primul match, am început super bine, am ajuns chiar primul și al doilea l-am început, l-am făcut groaznic de tot, de tot. Hai să vedem aici, să sperăm că aici nu îl facem groaznic și aici să sperăm că o să câștigăm, băieți. Hai să vedem. Deci, dacă ați ajuns până aici, scrieți acolo în comentarii clătită. Scrieți în comentarii clătită și lumea o să se întrebe, bă, dar de ce... Scrie lumea în comentarii clătită, ia să stau eu până la final să văd tot episodul cum ar veni. Chiar sunt curios, scrieți clătită în comentarii dacă ați ajuns aici și lăsați un like dacă încă n-ați făcut-o. Bine, dacă ai ajuns până aici, sunt sigur că ai lăsat un like deoarece ești de treabă și ești super tare. Și hai să vedem, am trecut de prima rundă, bă, așa de repede am stat și am vorbit puțin și totuși am trecut și de prima rundă. Hai să vedem și a doua rundă pe laser dash, ia. Bam, 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 hai mă, pică odată, pică mă, haide, bam, ia să vedem. Deci avem al doilea meci pe laser dash, al doua rundă de fapt și hai să vedem ce putem face aici. Câștigăm și noi de data asta. Chiar ar fi super tare să batem aici pe laser dash, bă băieți, să câștigăm meciul acesta. Deoarece la Super Bowl Scramble a fost cam aiurea. Și da, ia să vedem, sărim noi pe aici, uitați bă băiatul acesta. Bă, Dinamitronul ăsta e AFK? Nu, gata, și-a revenit băiatul. Salut. Sper să mor Dinamitron. A murit, papa. Ba, n-a murit. What? What? Am crezut că a murit, sincer, chiar am crezut. Inferno Dragon ăsta vreau să moară, sincer. Nu știu de ce vreau să moară. Sau ăsta de aici, că are un skin foarte urât. A murit fix când am zis eu.
Deci, băieți, vedeți, dacă aveți skinul acela, este foarte urât din partea voastră și o să muriți. O să muriți, o să muriți și, da, eu o să mă calific. Fix când am zis, m-am calificat și am ajuns și runda finală. Hai să vedem, câștig o meciul ăsta? Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii ce credeți, îl câștig sau nu? Scrieți voi acolo. Și am ajuns în runda 3-a, bă, băieți. Hai să vedem ce facem de data asta. Uite, vampirul ăsta, vampirița. What? De fapt, nu are treabă, nu are treabă, nu cred că are treabă. Nu. Credeam că e skin nou. Chiar credeam că e skin nou, dar cred că e vechi. Cred că e vechi skin-ul ăsta. Nu știu, scrieți voi în comentarii. Băi, e vechi sau e nou? Nu știu, mi se părea ceva, un fel de Wednesday, dar nu e Wednesday ăsta. Oricum nu e. Dar să aibă vreo legătură, mi se părea. Habar n-am, sincer. Habar n-am, dar hai să vedem. Mergem și noi așa, uite, albinuța. Buclucașă. Hai că am vorbit dacă e. Buclucașă. Parcă așa se zice, băieți. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vă știți cum să zice corect și hai să vedem de data asta. Bă, băieți, mă calific, câștig și eu meciul ăsta. Hai că îl mai câștig dacă e. Ba da, mă, îl câștig pentru voi și pentru mine, că așa trebuie să-l câștig pentru mine, să fac și o coroană aici și la Stumble Pay să fac cât mai multe puncte de alea. Hai să vedem ce sărim și noi pe aici. Am mai rămas eu cu puiul și cu ăsta, cu scheletele. Am mai rămas eu cu puiul sau scheletele? Cu scheletele, ok. Nu! Ba da! What? Mamă, cum am calificat incredibil așa ceva. Bă, cât de norocos. Bă, o milisecundă dacă săream înainte, eram distrus, eram luat eu, dar am câștigat măcar pe laser de și yay! N-am câștigat pe Super Bowl Scramble, dar lasă că pe laser de și ca lumea. Câte coroane avem? 24 acum. Și da, băieți, din păcate a fost un fail total la asta, la Ruby Wheel. N-am luat de asta specială gratis, dar voi dacă faceți gemurile astea și nu băgați niciun ban și le faceți așa manual, cum ar veni, e gratis și aveți șansa să câștigați acest acest skin special, Ruby Cupid. Nu știu, scrieți dacă l-aveți, bă, dar chiar, poate unii dintre voi chiar l-aveți și eu sunt singurul. Cred că toată lumea are skinul ăsta și eu nu l-am, bă, băieți. Cred că toți l-aveți, nu știu, scrieți acolo în comentarii care dintre voi are acest skin. Și da, dacă mai vreți episoade de genul de Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați acolo un like și lăsați acolo 3 comentarii consecutive la rând, adică consecutive, cum ar veni să fie unul sub altul, cum a văzut la Tudor la început de episod, și să fie 3 comentarii diferite, cum a scris și Tudor, nu mai știu ce mai scris, respect, ești cel mai tare și tot așa, adică poți să scrii, să nu scrii același lucru, scrii și tu 3 cuvinte diferite, cum ar veni, respect, ești tare, salut, sau ceva de genul, nu știu, habar n-am, ce vreți voi, aia scrieți acolo și da, v-am zis, like, subscribe, comentariu, dacă vreți să apreți în următorul video, cu Viafă Rafael, ne vedem la următorul video, pa, pa!